După ce i-a spus un mare da, acum Bianca îl ia pe nu în brațe. Cea de-a doua căsnicia ta a fost una pe care o vrei ștearsă de pe fața pământului? Wow, ce exprimare! A fost o perioadă de câțiva ani de zile părei din viața foarte mea. Fericită. La momentul ăla o experiență în care mă luase valul, dar ulterior am căzut cu picioarele pe pământ, m-am lovit, iar am căzut cu picioarele pe pământ, iar am căzut, m-am ridicat de câteva ori și uite așa a trecut și asta. Este o perioadă din viața mea despre care nu vreau să vorbesc foarte multe pentru că... Vrei să uit? A trecut, s-a consumat, timpul nu putem să-l dăm înapoi. Cred că dacă eram înțeleaptă la vremea aceea, nu mă puneam în situații în care să mă autocompromit. Și din acea perioadă a vieții mele am învățat că atunci când spui un nu, trebuie să fie unul hotărât și decisiv. Înainte de a deveni doamna Body, Bianca a dat cu piciorul unei vedete internaționale, celebrul Philip Plein. Eram pe canapea la Capatos, îmbrăcată într-o rochie roșie. Îmi aduc aminte și acum, intram pe melodia Kiki, Do You Love Me? Așa e, părul crez și mare și vulvoi. Da, era o perioadă în care vorbeam foarte des, chiar și pe video cu el. Și eram prieteni. Și n-am acceptat invitația lui de a ne cunoaște mai bine sau de a-l vizita la vremea aceea la Monaco, pentru că stătea la Monaco. Dar să știi regret că am... Regret că nu ai încercat să nu, te apropii nu. De el? Asta a fost să fie, nu regret. Eu știu ce am ales, se pare că n-am ales foarte bine. Dar am avut o continuitate într-o relație de prietenie virtuală, să spunem așa. A, încă sunteți în relație ok? Da, mă rog, cât se poate spune. Eu când intru într-o relație sunt foarte fidelă și nu sunt loială și nu continui să alimentez diversi prieteni care ar putea atenta la relația mea, să zic așa. Și am cam tăiat rădăcinile, dar ulterior am mai vorbit prin niște mesaje, după care iar n-am mai vorbit, după care iar am vorbit și cam atât. Acum vorbești cu el? Nu. În momentul ăsta ești îndrăgostită? În momentul ăsta sunt fericită, sunt liniștită, sunt bine, sunt sănătoasă, mă pot concentra asupra afacerii mele. Și da, cred toată că ce țara este... știe că ești într-o relație. Da, și cred că ce este mai bun, de-abia urmează. Ce... O nuntă la Monte Carlo cu Nicolas Vertis. Eu spun ce citesc în presă. Se exagerează. Știm că titlul vinde povestea, dar în spatele titlului există o altă de poveste față de cea care este prezentată în media. Știi? Se exagerează. Păi, dar, sincer vorbind, chiar mă gândeam când citeam. Mă, cum să se căsătorească, că domnul încă n-a divorțat, adică... Deci ăsta este un prim pas. Da. Nu știm ce va fi. Corect. Eu, pentru că lucrez în domeniul ăsta și mie îmi plac foarte tare rochile de mireasă, eu mă mai văd îmbrăcată în mireasă și când o să am ocazia să mă îmbrac din nou în mireasă, voi avea 3 rochii de mireasă, probabil una de la un designer mai celebru decât mine și celelalte 2, cu siguranță le voi face eu. Dar vezi pe Gabi un potențial viitor soț? Eu îl văd pe Gabi un tată extraordinar, un om extraordinar de echilibrat, de corect și de implicat în tot ce înseamnă familie. Mi-ai zis la un moment dat că te vezi mamă o singură dată. Ar da. Putea Gabi... Nici nu mă vedeam până să apară Sofia, nici nu mă vedeam că mamă. Ca și orice mamă normală la cap, sunt ca o leoaică. Eu și copilul meu. Și majoritatea femeilor pe care le știu și au copii sunt la fel. Bine, unele mai sensibile. Eu sunt cu a mea... Așa. Da, normal. Așa sunt. Mai și fetiță, dai seama, trebuie să fie puternică. Așa. Te-ar putea convinge Gabi să mai faci un copil? Nu știu dacă e vorba să mă convingă cineva.
E cum o vrea Dumnezeu, nu știu. Dar pentru mine, și din ce văd eu, chiar este un tată exemplar, care își iubește foarte mult copiii, care face foarte multe sacrificii pentru a fi alături de copiii lui, care și dorește lângă el și care cred că o să și obțină, pentru că Dumnezeu așează lucrurile în așa fel încât fiecare trebuie să se bucure de copilăria lor. Nici măcar Claudia Pătrășcanu nu-i mai umbrește amorul intens cu Gabi Bădălău. Nu mă supără nimeni. Numai proștii au mintea odihnită și se pot supăra. Eu sunt prea light așa. Da. Știi? Eu știu la cine te referi și la ce. Dar pe bune acum, că le adunăm pe toate, nu fac doi bani, știi? Și legătura mea cu anumite situații și cu anumite bârfe și cu anumite chestii și controverse care se creează datorită faptului că eu sunt bine și unele nu pot dormi noaptea. Extraordinar, așa și... Da. Cine sunteți voi? Nimeni. Și de ce vă dați cu părerea sau de ce credeți că pe mine m-ar interesa vreodată ce spuneți voi? Bărbații care au trecut prin viața ta cumva își caută același prototip de femeie. Înseamnă că am fost ceva care le-a marcat viața și nu pot trece peste mine. Gen, pe aici nu se trece. Sau după mine, potopul. Mă simt flatată, ce să spun. Vezi? Și gurile rele spuneau că eu nu sunt un exemplu pentru nu știu cine. Ei, uite că sunt. Și a pus viața pe tapet, dar nu are regrete. Sunt multe lucruri pe care le-aș fi schimbat. Cum ar fi? Dar multe. Dacă nu mai poți să dai timpul înapoi, știi? Și atunci stăm în prezent, construim un prezent ca să putem avea un viitor. Nu mai pot schimba nimic. Ce sens mai au regretele? A fost un moment în care ți-a fost atât de greu și atât de... Nu știu, că te-ai gândit la măsuri extreme? Nu. Nu există. Eu sunt o femeie prea echilibrată și prea puternică să mă gândesc la ceva extrem. Să... Nu. Și asta s-a vorbit la un moment dat, că ai fi nu vrut să te sinucizi. Nu există ceva. Așa, nu există așa ceva. Asta e pentru oamenii slabi. Mă gândesc, și cine vrea să se sinucidă, nu face spectacol. Se sinucide și gata. Te urci. Nu vreau să dau exemple. Da, corect. Nu e cazul. Nu. Sunt o femeie prea puternică să mă gândesc la așa ceva. Mie îmi place să lupt și să câștig. Și câștig. Și de fapt lupta este cu mine. Eu mă lupt cu mine de fiecare dată ca să fiu cea mai bună variantă a mea, mai ales acum că am un copil și am o familie și am o afacere și am prieteni. Nu există. Astea sunt niște porcării, sunt niște aberații. Lupta e pentru oamenii puternici. Depresia e un lux. Și e pentru oameni ori foarte bogați, ori foarte slabi. Știi? Deci, gen, ai născut, soțul tău este foarte bogat și tu îți permiți luxul de a sta în depresie, dragă. Ce să-ți povestesc? În loc să te duci la sală sau în loc să faci cumva să-ți revii la forma inițială, tu stai în depresie așa vreo 6, 7, 8, 10 luni. Sau, mă rog, există mai multe variante, dar eu să mă închid eu, nu, eu când sunt cel mai rău, arăt cel mai bine. Înțelegi? Nu, atunci îmi pun, atunci arăt, atunci dansez, atunci croiesc, atunci fac rochie, atunci plec în vacanță. Nu. Și, Doamne ajută, sunt foarte, foarte bine în ultima perioadă. Încât puține lucruri mă mai pot afecta. Yo, drop your glasses, shake your asses. Ai învățat de-a lungul timpului tău să nu mai permiți nimănui să ridice mâna la tine? Pentru că cumva la tine... Sunt puțini care n-au ridicat mâna la tine, ca să zic așa. Puțini care nu te-au lovit. Da, este un subiect foarte delicat pentru mine și o etapă mai puțin frumoasă a vieții mele, dar... Care a revenit periodic în viața ta. Da, pentru că probabil nu mi-i învățasem lecția și de multe ori trebuie să îți iei în calcul mai mult creierul decât inima și să nu te lași condus de sentimente, că inima e proastă. Știi? Trebuie să fii rațional, să rămâi echilibrat, trebuie să știi că dacă ai citit o carte și cunoști
începutul și cunoști cuprinsul și cunoști sfârșitul, încheierea, n-ai de ce să mai citești. Tu citisei din tinerețe, de asta nu mă uimește pe mine. Da, contextul a fost diferit. Corect, dar... Dar eu n-am citit-o bine, mi-au scăpat niște file, ai înțeles, și a trebuit să mai dau paginile înapoi, cu toate că eu știam care e finalul și sfârșitul. Dar încercam să mă păcălesc pe mine. Dom'le, poate că pagina asta... Băi, uite, am sărit peste asta două rânduri și s-ar putea să fie diferit de data asta și s-ar putea să se fi schimbat. Dar se schimbau, de fapt, doar contextele și vorbele. Știi? Și am recitit cartea aceea vreo 2 ani și ceva. O mai recitisem cândva, da, în tinerețe. După care am mai recitit-o vreo 2 ani și ceva la rând și am citit-o foarte atent în ultima perioadă a vieții mele și nu m-am mai regăsit și nu mă mai regăsesc într-un context de genul acesta. Lecția asta e învățată. Am ajuns să stau foarte prost cu răbdarea. Eu nu mai am răbdare. La mine nu mai pot să fii cu niciun fel de poveste, pentru că eu am ajuns să cred foarte puține lucruri. La mine, eu cântăresc acum mai mult fapt